trebuie. Îi solicităm primului ministru Dacian Cioloș să evalueze posibilitatea unei ordonanțe de urgență pe tema acestei prerogative, pe tema acestei posibilități de vot. În această ordonanță îi solicităm să aibă în vedere câteva modificări. În primul rând vorbim despre posibilitatea ca la alegerile parlamentare din decembrie anul acesta să deschidă, să constituie un număr de secții de votare cel puțin egal cu cele din turul al doilea de la prezidențiale. După cum vă aduceți aminte, în al doilea tur în alegerile prezidențiale au funcționat un număr de 300 de secții aproximativ.